Domnul să fie binecuvântat de acum și până în veci. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeu că și în această seară ne-a dat harul să fim în prezența Lui. Ne-a primit la picioarele Lui. Este un har de la Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu că Domnul Iisus a intrat odată într-o familie, chemat cumva, și acolo în familie era un frate și două surori de corp. Era casa binecuvântată în care Mântuitorul îi plăcea să găzduiască. Spune cuvântul că una dintre surori era împărțită, cu multă slujire, una dintre surori stătea la picioarele Mântuitorului. Și cea care era împărțită cu multă slujire a zis Domnului Iisus la un moment dat: Învățătorule, nu-ți pasă cumva că sora mea nu mă ajută? Și spunea: Marto, Marto, vedeți? Ea spune că era împărțită cu multă slujire și spune Domnul Iisus adevărul: Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu. Ea credea că era împărțită cu slujire, dar era împărțită cu frământarea. Și zice Maria și-a ales partea cea bună. Vrem și noi să alegem partea cea bună, să rămânem la picioarele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să auzim cuvintele Domnului Iisus, vrem ce de crezare. Avem înaintea noastră un act, o lucrare care se împlinește, hotărâtă de Dumnezeu în cer, și mă gândesc că dacă în familia Puha și împreună cu ei am venit să participăm și noi, chiar dacă așa a fost situația, să parcurgem poate mii de kilometri, alții mai puțini, sute de kilometri, am venit să ne bucurăm de bucuria acestei case. Dintr-o familie, trei copii care cândva au fost duși la binecuvântare, astăzi s-au hotărât, nu astăzi, dar azi declară hotărârea lor de a încheia legământ cu Domnul Iisus și ne bucurăm împreună cu această familie, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-i binecuvinteze acești trei tineri care acum în tinerețea lor s-au hotărât să iei jugul cel mai frumos, jugul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze legământul lor, hotărârea lor, să rămână hotărâți pentru toată viața și atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu, să aibă parte de răpire. Amin. Amin. Spune cuvântul Dumnezeu în această seară că un om, un ministru de finanțe, un om care avea o mare putere la o împărăteasă anume, a venit la Ierusalim ca să se închine. Primul gând, Ierusalimul, este locul în care omul trebuie să găsească mântuirea. Și eu zic amin. Casa de rugăciune Filadelfia, Betel din Oțelul Roșu, obligatoriu, este locul în care omul trebuie să găsească mântuirea. Amin. Amin. Așa este. Oamenii de afară vin nemântuiți, vin pierduți. Vin cum vin, cu păcate, cu nelegiuiri, cu stări, cum sunt ele. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, care este a lui, aici unde este poarta cerurilor, aici omul trebuie să găsească mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Aici trebuie să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Aici trebuie să găsească cartea Isaia, Ieremia și așa mai departe. Îi spune cuvântul Dumnezeu că omul acesta a venit la Ierusalim și nu a găsit mântuirea lui Dumnezeu. A găsit doar cartea Isaia. N-a găsit mântuirea. Cu toate că Ierusalimul era destinat pentru așa ceva. Ce este la Ierusalim? Cum? Nu știu ce este? Nu știu. Pe acolo e locul unde găsești mântuirea. Ce e la Ierusalim așa de important? Păi locul unde Dumnezeu se prezintă. Și vine un om, n-a venit să viziteze Ierusalimul. Nu a venit ca să aducă ceva daruri la templu neapărat, obligat, trimis de împărăteasa. Spune foarte clar, foarte, foarte clar, a venit să se închine. Noi venim la casa lui Dumnezeu, unu, ca să ne închinăm. Amin. Și închinarea trebuie să fie în duc și în adevăr. Amin, da. Amin. Spune cu Dumnezeu că a venit să se închine. A străbătut drumul foarte lungi. Dar nu știu să vă zic acum, nici nu mă opresc la lucrul acesta. A străbătut drumul acesta cu carul lui ca să ajungă să facă o rugăciune, zic eu. Să facă o închinare. Că o fi stat o zi, eu știu, nu știu cât o stat. Acum de la Ierusalim putea să iei orice altceva. Pentru ce la adunare dumneavoastră vine seara aceasta? Și fiecare va lua ceva de la adunare. Ascultă-mă, ce iei, cu aia rămâi. Amin. Dacă iei că au falsat, eu știu, trompeta, cu aia rămâi, cu un fals. Dacă iei, Doamne, ce frumos au cântat copiii noștri, cu aia rămâi. Dacă iei, ce frumos au cântat coriștii,
Și a urcat sus de tot. Deci cu aia pleci. Dacă ei, oh, ce frumos s-a cântat sau s-a predicat, cu aia mergi. Sunt unii care merg acasă doar cu greșelile din biserică. Nu mă mir că oamenii aceia niciodată nu s-o vor îndrepta. Pentru că sunt vânători, cu pușca ascunsă, de greșeli. Noi nu venim la adunare să vânăm greșelile. Venim la adunare să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Venim la adunare să găsim mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Venim la adunare să ne închinăm în Duh și în adevăr înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să întărească adunarea din locul acesta. Amin. Spre cuvântul Dumnezeu că a venit să se închine, s-a închinat, dar n-a plecat mântuit. Nu a plecat mântuit, iubiților. Faceți tot ce vă stă în putință, de la ușier și până la slujitorul bisericii, ca oamenii de ei să plece mântuiți acasă. Amin. Să plece socotiți, cum spune Biblia, neprihăniți. Amin. S-au urcat la templu doi oameni, unul un fariseu și un vameș. Și interesul nostru este oamenii să plece mântuiți de la adunarea lui Dumnezeu. Amin. Să întâlnească pe persoana distinsă a Mântuitorului. Să plece cu onorata persoană și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dar a plecat doar cu o carte. Foarte bine și lucrul ăsta. Dați-i ceva, dați-i o carte, să plece cu o carte. Omul acesta a plecat cu o carte și plecând cu cartea, care nu era orice carte. Iubita adunare, Biblia nu este orice carte. Biblia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Amen. Am văzut într-o adunare, spre durerea mea spun, a intrat un slujitor, trebuia să predice seara aceea. Și el a intrat în biserică, a pus Biblia pe mochetă. S-a pus pe, era nu e mochetă, era gresie. S-a pus cu genunchii pe Biblie și s-a închinat lui Dumnezeu. Mi s-a strâns inima mie, Doamne, te pui cu genunchii pe Scriptură, măi. Așa e că nu-i voie. Dar problema este că astăzi unii calcă cu picioarele. Dar nu propriu zis această carte, ci cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin. Și ne socotesc cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu să aducă trezire, trezire în inimile noastre. Amin. Mi-aduc aminte, copil fiind, nu aveam, așa eram învățați, Biblia. Nu puneam pe scaun. Așa eram învățați. Era un respect față de cuvântul Dumnezeu. Să se ia pe masă. O citeam așa, cu un respect. Era un cuvânt al Dumnezeu. Nu îndrăzneam să o punem pe jos, pe supac, am uitat de ea. Așa ne învăța părinții. Și noi așa ziceam, e o carte sfântă. Da, până la urmă, nu sunt doar niște file. Chiar este cuvântul lui Dumnezeu. Mărturiseau frații bătrâni, bunicii noștri, că au fost în război. Și în război a avut un testament, auziți aici. Era ascuns testamentul și cineva a tras cu un glonț, cu o pușcă, dar a nimerit chiar în testament. Dar n-a putut, nu că era foarte groasă cartea, ci pentru că cartea aceea care o purta era cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Punem respect pentru cuvântul Dumnezeu. Amin. Spune Biblia că omul acesta, ministru, pleacă către casa lui, nemântuit, dar cu Biblia în mână. Dragul meu, să nu lași Biblia din mână până nu găsești mântuirea. Că după ce găsești mântuirea, nu mai vrei să lași Scriptura din mână. Amin, nu? Amin. Nu lăsa până nu găsești mântuirea, adevărul. Când l-ai găsit și dacă te rog, mai lasă Biblia. Frate, nu mai pot fără ea. Unde citești? Acasă? Eu știu, undeva o parchezi, undeva citești din Scriptură, la școală citești Scriptură. Pleci, citești din Scriptură, vii, citești din Scriptură. Oriunde citești într-un alt Scriptură. Citea pe prorocul Isaia. Și mergând citind omul acesta, citea nu cu ochii, cu inima, cu sete. Și întreba. Și în timp ce întreba, întrebarea lui a străbătut cerul, a străbătut pământul, cerul, văzduhul și a ajuns până în cer la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut un om interesat de adevărul lui Dumnezeu. Ești interesat de adevărul lui Dumnezeu? De adevărul Scripturilor? Nu se poate Dumnezeu să nu-ți descopere. Nu se poate Dumnezeu să te lasă în întuneric. Doamne, descoperă nevoia ta tuturor. Amin. Spune cuvântul Dumnezeu că Duhul Sfânt Dumnezeu a vorbit unui om al lui Dumnezeu. Du-te pe drumul acela pustiu, da, vă citesc. Scoală-te, du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat îndată. Frumos. Și a plecat și iată că ajunge, vede de departe un etiopian. Și Duhul Sfânt îi spune, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian, citind pe prorocul Isaia. Filip întreabă, înțelegi tu ce citești? Famenul dintr-o dată a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Iubita adunare,
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Oamenii au scris mânați de Duhul Sfânt. Autorul Scripturii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine îmi poate tălmăci mie Scriptura? Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate mie să tălmăcească Scriptura un om nebotezat cu Duhul Sfânt? Poate să-mi spună ceva frumuseți. Adică, ce poate să spună? Ierusalimul are atâția suprafață de metri pătrați. Și nu-l contest. Geografie biblică. Poate să vorbească de istorie biblică. Dar nu poate vorbi de tălmăcire biblică. Duhul Sfânt, doar El, poate să ne călăuzească în tot adevărul. De aceea eu doresc din toată inima Dumnezeu să ne boteze pe toți cu Duhul Sfânt. Amin. Și apoi sub ungerea și sub călăuzirea Duhului Sfânt să putem citi și înțelege Scriptura lui Dumnezeu. Amin. Spune cu Dumnezeu, cum aș putea să mă... Dar mă zice cineva. Și auziți. Famenul a răspuns. Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Punct. Noi, eu sunt famenul, dumneata ești famenul. Ministru. Unii nu-s miniștri, se cred miniștri, știți? Termina și ei liceul, poate o luat și pacul, poate are și o licență și face pe grozavul. El vine din România și vă predică în engleză. Frate, lasă-o, zi-o pe românește, că e mult mai frumos. Noi suntem români. Amin, nu? Amin. Și el face pe grozavul. Și acum eu sunt ministru și un Filip. Un famen, un om neînsemnat. Vrea să mă învețe pe mine. Uitați ce frumos spune Biblia. Că famenul, omul cu carte, a rugat pe un om fără carte, spun eu așa, dar care cunoștea Scriptura să-l învețe. Astăzi este invers. Eu zic, auzi frate, te rog, nu mă învățată pe mine. Nu așa spunem? Așa se spune peste tot, iubiților. Uite, omul acesta era interesat de adevăr. Și a zis, te rog frumos să mă înveți. Da, dar tu ești un om învățat, ce să înveți? Nu, eu vreau ca tu să mă înveți pe mine. Astăzi, în 2018, trăim alte vremuri. Te rog pe mine să nu mă înveți. Nu așa se spune? Aș vrea să vă spun, nu te învăț pentru că sunt un mare învățat. Te învăț că Dumnezeu mă spune să te învăț. Și încearcă, dragul meu, care nu vrei să te lași învățat pentru că Biblia spune că Dumnezeu învață doar pe unii și le arată calea doar unora. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. Domnul este bun și drept, de aceea învață El pe cei smeriți, versetul spune Psalmul 25, calea sa. Dumnezeu poate învăța doar numai pe oamenii smeriți. Doamne, curățește-ne de mândrie, de îngânfare, de necredință și îmbracă-ne cu o inimă plină de smerenie. Amin. Și încearcă să ceri sfatul lui Dumnezeu. Vrei să ești tânăr, vrei să faci ceva în stânga, dreapta. Frate, păstor, vă rog frumos, iertați-mă că vă sun. Nu mă o întrebare, spune. Uite, vreau să fac asta. Tinere, oprește-te. Nu fă. Lasă să ne întâlnim, să vorbim la adunare. Cere un sfat. Cere sfatul lui Dumnezeu prin lucrătorii lui, prin prorocii lui. Spune cuvântul Dumnezeu că a rugat pe Filip să urcă să-i predice cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați un Filip, un adevărat învățător, un adevărat tălmăcitor. Locul din Scriptură pe care citea era acesta. El, Domnul Iisus, a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înainte celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Prea iubită adunare, e ceva frumos la Mântuitorul nostru și ceva poate urât la noi. El, sub presiunile loviturilor, a suferinței, chinuit, a apăsat, zdrobit, hulit, nu a deschis gura deloc. Noi suntem în adunare, ceva nu ne convine și facem gura, cum spune românul, foarte mare. Oamenii aceia n-au niciun pic de smerenie. Probabil că ar trebui să aibă măcar bunul simț în casa lui Dumnezeu. Probabil ceva nu-mi convine. Nu-mi convine ceva mie. Ok. Îmi țin gura. Mântuitorul nostru zdrobit, lovit, bătut, scuipat, n-a lăsit gura deloc. Doamne, învață-ne și pe noi smerenia pe care ai avut-o Tu. Să putem să ne smerim înaintea Ta, sub mâna Ta cea tare și puternică. Îi spune cuvântul lui Dumnezeu că famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Și așa de bine, așa de clar, așa de pe înțeles a vorbit Filip,
că toată că auditoriul lui care a fost un ministru a înțeles clar ce trebuie să facă. Iubita adunare, Filip de astăzi, predicatorul zilelor noastre, este obligat cu viața lui, cu mântuirea lui și a întregii adunări să vorbească clar cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Se mai nasc întrebări la studii, la conferințe, tinerii pun, familiile, am voie să fac lucrul acesta. Și iasă un răspuns. Cum te va călăuzi Domnul? Nu. Spune-i negru sau e alb? Cenușiu. Nu există zonă gri. Nu există zonă gri între păcat și neprihănire. Minciuna este un păcățel. Este păcat, adică care e păcat? Păcat pentru care merge în iad. Doamne, pentru o minciună? Da, sigur că da. De câte ori am mințit Anania și Safira? De două ori? A doua oară n-am avut ocazia. Odată. Mai puțin, poate nu. Spune cu Dumnezeu că a fost foarte aspră. Dreptatea, parcă, dar nu. Harul lui Dumnezeu a fost acolo. Dar harul, ca să nu se mulțească păcatul. Spune cu Dumnezeu că Filip, omul lui Dumnezeu, bărbatul Evangheliei, a vorbit așa de clar, așa de românește, așa de simplu, din Scriptură, încât el a zis, uite apa, uite apa. Ce mă împiedică să fiu botezat? Dar crezi din toată inima. Iubirea adunare, doresc acești trei tineri, și cred că este așa, să creadă din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Amen. În inima lor să nu fie nici 1% dorință după lume. Nici 1%. Absolut deloc Egipt. Absolut deloc lume. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când își urmau ei drumul, a dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Doar așa se poate. Se poate orice când crezi din toată inima. Se poate să faci o rugăciune și să zici, Doamne, uite aici este un munte peste care eu nu pot să trec. De care eu nu pot să trec? Mută-l Tu, Doamne. Și dacă crezi din toată inima, se poate să se mute muntele. Amin, amin. Este un olog la partea cea frumoasă, cercetător de 40 de ani. Dacă crezi din toată inima, se poate ca el să fie vindecat. Amin. Credință din toată inima. Doar atunci se poate să fie și botezat în apă. Cine crede din toată inima. Undeva, într-o adunare, boteză în apă. Foarte mare bucurie, mulți candidați au fost verificați. La un moment dat, păstorul spune, vreau să stau și eu încă o dată de vorbă cu ei. Dar am stat noi de vorbă, bun, dacă a stat, dar vreau și eu să stau de vorbă cu ei. Pentru că răspund eu de ei. Bună ziua, a intrat prima dată o doamnă, directoare de liceu. Mă bucur că vă botezați, de ce? Domnule, vreau să vă spun un adevăr. Eu acum am ieșit la pensie. Sunt la pensie. Am venit la mine o dată de dor, mi-a plăcut, sunt oameni liniștiți, oameni deosebiți. Îmi place în mijlocul ăsta, dumneavoastră, și aș vrea să am și eu niște prieteni de aici și m-am hotărât să trec în rândurile dumneavoastră. El a luat ceva în calcul în mintea lui. Vine altul. O, tinere, mă bucur. Cum? Vreau să vă spun ceva, frate păstor. Mămica e botezată, tăticul botezat. Frații mei cântă la cor. Eu, oaia neagră, pe drumurile. Am zis, măi, eu pe drumuri, ia să vin și eu cu frații mei împreună. Și tot așa, n-aveau niciun motiv că sunt păcătoși. Și a zis, eu nu vă botez pe niciunul. O, durere, cum? Că v-am anunțat botezul. Nu, noi trebuie să ne botezăm că suntem păcătoși. Famenul a fost un păcătos. Și Filip a fost cândva păcătos. Și noi am fost cândva păcătoși. Dumnezeu ne-a chemat la El, ne-a spălat cu sângele Lui, ne-a botezat cu Duhul Sfânt și ne-a mântuit, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Și uitați ce spune Scriptura. Dar a zis, toată inima se poate. A poruncit să stea carul, s-a urât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut în timp ce famenul... Și acum vreau să mă adresez câteva cuvinte pentru cei trei. Doar pentru ei. Nu, poate pentru adunare, nu știu dacă... Dar dacă crezi că e bine și pentru asta, luați-le. Dar pentru ei trei vorbesc. Da? Spune așa cu Dumnezeu. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Dragi tineri, Ionatan, Isaac și Emilia, astăzi voi porniți pe un drum nou, care se numește drumul mântuirii. Eu doresc din toată inima Dumnezeu să vă ajute să vă vedeți de drumul acesta, amin, plin de bucurie. Sunt oameni care au pornit pe drum, dar nu-și mai văd de drum. Nu-și mai văd de drum.
Căjdima. Căjdima. Din dragoste. Pentru lumea de acum. M-a părăsit. A părăsit pe Pavel. A părăsit și pe celălalt. Pe Domnul Iisus. Uitați ce spune pentru cei trei. Ionatan, Isaac și Emilia. Vă citesc cuvintele văzându-vă de drum. De drumul pocăinței. De drumul mântuirii. De legământul încheiat astăzi. Vă citesc cuvintele pe care spunea 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pe drumul mântuirii să faceți voia lui Dumnezeu. Amin. Citim mai departe. Pentru tot pentru ei, vă citesc din Timotei. Pe drumul acesta, să vă vedeți de drum, împlinim versetul 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22. Fugi, Ionatan, Isaac și Emilia. Fugi de poftele tinereții și urmărește, nu fugi haotic, nu fugi fără direcție, urmărește ceva, ai o țintă, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, Dumnezeu să-i ajute pe ei și pe noi, amin. Amin, amin. Vreau să vă spun, iubiților, să vă vedeți de drum și anume, să vedeți de drumul care duce la casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care se botează și îi botezăm. Și o săptămână ne mai vedem la adunare. Și apoi nu mai vedem deloc la adunare. Dragi tineri, să vă vedeți de drumul care duce la casa lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu, la Filadelfia. E marți adunare, voi trebuie să fiți aici. E joi rugăciune, suntem aici. E duminică adunare, noi suntem aici. Avem și alte probleme, le rezolvăm mai repede. Dar venim la casa lui Dumnezeu. Să faceți și voi, cum spunea la un moment dat în Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și auziți, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Dumnezeu să vă binecuvinteze drumul vieții voastre. Să fie către casa lui Dumnezeu. Uitați ce spunea tot aici, ce făcea famenul, a luat o carte. Auziți, pe drumul acesta să vă vedeți de drum cu cartea lui Dumnezeu în mână. Cu cartea lui Dumnezeu în mână. Drumul vieții voastre va întâmpina multă suferință, dragilor. Multe probe, multe încercări. E cruce. E cruce. E drumul crucii. Ei, vreau să vă spun că niciodată nu o să vă rătăciți dacă aveți cartea lui Dumnezeu în mâinile voastre. Și când citiți și nu înțelegeți, chemați pe Filip, sunați pe Filip, întrebați pe Filip, întrebați pe Dumnezeu. Dumnezeu vă va tălmăci Scriptura ca să nu vă rătăciți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu pentru voi și pentru noi, bineînțeles. În Evrei, capitolul, vă citesc cuvintele frumoase. Mergând pe drumul pocăinței, văzându-vă de drum, plin de bucurie, chiar dacă lumea vă cheamă, chiar dacă... Eu știu, de afară, vocile sunt foarte multe. Să-i urmați, să-i vizitați, să-i aplaudați, să le urmați exemplu. Voi vedeți-vă de drum. Împlinim versetul 12 din Evrei 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, versetul 13 pentru dumneavoastră. Croiți! Ascultați-mă, dragi tineri! Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Astăzi faceți legământ să croiți cărări drepte cu picioarele voastre, că dacă mai sunt tineri sau frați, sau eu știu care mai șchiopătează, să fie vindecați prin mersul dumneavoastră pe calea pocăinței. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să mai citim ceva și apoi să încheiem. Am vorbit puțin și cu Emilia și vreau să-i spun și am discutat cu ea și cu frații care ne-au tradus. Și am vorbit în particular, să vă spun și de la Ambon. Și vă citesc cuvintele din 1 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 11. 1 Corinteni, capitolul 11. Când auziți capitolul 11, la ce vă gândiți? Ori la cina Domnului, ori la
Cum? Ținuta femeii în adunare. Nu să vorbesc de cina Domnului, vă vorbește fratele Iulian, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vă vorbesc de ținuta femeii în adunări. Ascultă-mă, sora Emilia, și ascultați-mă, dragi tineri. Un verset care nu-i cred că e foarte greu, foarte frumos, auziți. Dacă o femeie, hai să-ți versetul 15, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul, capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Acum, tundă nu înseamnă să mai tunzi din păr. Să detunzi, domnule, zero. Da, zero. Am văzut în 1989, după Revoluție, eram la Timișoara, eram un copil atunci. Am intrat în magazin și eram să-mi fac cruce, dar nu-mi fac cruce. Un bărbat și o femeie unul lângă altul. Bărbatul cu părul lung, 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 ca femeile. Și femeia tunsă zero, zero. Am stat, am ieșit din magazin, m-am întors din nou. Toată lumea zice, da, ca la nu știu ce să zic. N-am uitat așa ceva. Și spune cuvântul Dumnezeu că dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Iar dacă iese rușine pentru ea să fie tuns o rasă, să se învălească. Și eu zic, Dumnezeu să o ajute. Amin. Și uitați, de ce, Doamne? De aceea, versetul 10, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Semnul acela înseamnă că ea are o stare de supunere, de smerenie. Dacă nu are semnul, nu știu, nu mai are nici supunerea, nu știu ce pleacă prima dată. Pleacă semnul și apoi supunerea? Sau pleacă supunerea și apoi semnul? Nu știu. Vreau să vă spun că nu este nimeni aici în adunare care să se fi smerit cum s-a smerit Mântuitorul. Domnul Iisus. Biblia spune că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Încă moarte de cruce. Ascultă-mă, dragul meu, în casa aceasta, stăpân este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și toți trebuie să ne supunem Lui. Amin. Să ne smerim înaintea Lui. Și mai ales că noi avem nevoie de îngerii Domnului. Și vă citesc Psalmul 34. Pentru că sunt situații de surori care așa cred ele, că au nevoie de îngeri doar la adunare. Nu e adevărat. Noi avem nevoie de îngeri pe stradă când ne lovesc ăștia cu mașina. Avem nevoie de îngeri când mergem la școală cu copiii. Chiar în bucătărie. Au fost cazuri că a explodat butelia. Am nevoie de un înger. Psalmul 34. Vorbesc pentru sora Emilia. Dumnezeu să te binecuvinteze, să înțelegi, să asculți. 34 spune așa, învățăm cuvintele Scripturii. Îngerul Domnului, versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Amin. Sunt foarte multe primejdii, dragi tineri. Stimate surori, foarte multe primejdii vă pasc. Nenorocirea, Biblia spune că paște pe om. Și noi avem nevoie ca îngerul să tăbărască, adică să ne ocrotească așa, să facă o tabără. De aceea dorim din toată inima să ajute Dumnezeu pe sora Emilia să fie o tânără supusă lui Dumnezeu. Amin. Și starea ei de supunere arată prin faptul că pe capul ei va purta un semn al stăpânirii. Dar nu un semn cum îl dai cu creonul sau cu creta. Se numește în vocabularul limbii române batic. Am vizitat Londra, m-au chemat fații la biserică de mai multe ori. Și m-au dus să văd un castel acolo, eram cu soția. Zic, hai că mergi să vizităm. Ce s-a întâmplat? Am văzut acolo castelul reginei. Și aveau imagini cu regina de când era fată. Poze. Am văzut pe regina Elisabeta de acum, așa o cheamă, nu? Era cu batic pe cap. Să vă duceți la Londra dacă trebuie neapărat să credeți asta. Vedeam cum vizita satele, orașele, fetițele, erau cu baticuți pe cap. Era un semn al smereniei, al umilinței, un semn al femeii. Eu sunt de părere că femeia trebuie să rămână femeie. Amin, nu? Și bărbatul să rămână bărbat. Chiar dacă astăzi, nu zic mai mult pentru că se înregistrează,
Nu. Te-a făcut Dumnezeu fată? Să rămâi fată și femeie până la capăt. Te-a făcut Dumnezeu bărbat? Să dai dovadă că ești bărbat. Ei, și spune cuvântul Dumnezeu și am văzut acolo și alte situații când, din punctul ăsta de vedere, arăta starea aceasta de smerenie. Nu este o lege a baticului. Baticul nu este o cruce. Baticul nu stă pocăința în batic. Dar baticul stă în pocăință. Că dacă a stat pocăința în batic, îl speli și s-o spăla și pocăința. Dar baticul stă în sfânta pocăință. Asta vorbesc pentru sora Emilia. Pentru că ea este la început și vrea să meargă bine. Dacă și alte surori care își dau seama că nu merg bine, chiar dacă crezi că mergi bine, aș vrea să spun în această seară, cuvântul lui Dumnezeu, nu eu, îți spune ție, tu nu mergi bine. Tu nu mergi pe calea smereniei. Tu nu mergi pe calea supunerii. Asta nu că spunem noi. Așa spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul îl spune. Însă eu doresc din toată inima, frați și surori, Dumnezeu să binecuvânteze această adunare. Amin. Spunându-vă celor trei, versetul care mai am și asta trebuie să vă spun și acesta, în Romani, capitolul 12, Ionatan, Isaac și Emilia, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acești tineri care dorim din toată inima să meargă pe drumul acesta mântuirii plin de bucurie. Închei spunându-vă că adevărata bucurie se găsește doar și numai pe drumul mântuirii. Dumnezeu să facă cuvântul lui Dumnezeu vestit în această seară. Să aducă în viața ta un singur lucru, nu celălalt. Căci oamenii din Biblie au auzit cuvântul lui Dumnezeu vestit de Ștefan. Și cuvântul îi tăia pe inimă. Oamenii ce au început să scrâșnească din dinți și au plecat de la adunare tulburat și l-au lovit cu pietre pe Ștefan. Însă, altă dată, Biblia spune că același cuvânt prin Petru a străpuns inima, au rămas străpunși și s-au pocăit. Eu doresc din toată inima cuvântul lui Dumnezeu să străpungă fiecare inimă. Eu și noi toți să ne pocăim cu ajutorul Dumnezeu și pe drumul pocăinței să ne vedem împreună cu cei trei, cu bucurie de drumul mântuirii, ne privind în stânga și în dreapta și apoi la capăt, Ionatan, Isaac și Emilia, la capăt vă așteaptă Domnul Iisus. Are o cunună pentru fiecare dintre voi trei. Să nu acceptați nimic din lume ca să nu pierdeți cununa. Se pierde foarte ușor cununa. Spunea un apostol, m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa. Cea mai mare fericire, Ionatane și Emilia și Isaac, va fi și azi că te-ai botezat. Dar atunci public, Iisus Hristos îți va pune cununa pe frunte. Să rămâi credincios lui Dumnezeu. Să rămâneți credincioși lui Dumnezeu, să nu vă pierdeți cununa. Dragul meu, poate ți-ai pierdut cununa pentru lumea de acum. Pentru spinii acestei lumi. Pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Iisus Hristos e în adunare. Nu-i că spunem noi, e că spune El și cuvântul Lui. Și pentru aceasta ne cheamă pe toți și pe voi trei să facem tot ce ne stă în putință, să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și atunci vei fi cei mai fericiți. Așteptăm ziua anunții Mântuitorului, la care vom participa cu toții. Lăudați să fie numele Domnului, de acum și până în veci de veci. Amin.